Dubai Marina Mall. Și Mihai era. Acum trebuie să ne îndreptăm spre zona de restaurante, unde este și un balcon pentru view. Este un view bun acolo. Să vedem pe unde, că nu mai țin minte. Restaurante și cinema. Asta este cel mai bun view.
Pe tiroliană nu este nimeni. Între 14 să ieșim noi la pod ca să ieșim la plajă. Vezi? Deci luăm o colim în dreapta, pe acolo și tocmai la pod. Avem ceva de mers. Este ofertă la Ghirăș, dar nu. Prețurile sunt acelea la toți. Deci, astea cu sunt bancomate, nu? Sau pentru bilete? La cinema aici. Programul. Programul, filmele, orele. Și avatarul este. Promenada este aici la 1, 2, la 3. Da, aici și la 2. Promenada. Mai este un rând de restaurante și la etajul ăsta la care coborăm acum. Văd că în mall-urile astea din Dubai s-a renunțat mult la altele și se bazează mai mult pe restaurante și mâncare. Hai să vedem pe unde ieșim afară. Uite, coadă la bancomate. Îți par bale aici la greu. Thank you.
Dubai Mall Marina din exterior. Promenada. Nu mai mergem în dreapta ca am fost acum 3 ani. Tiroliana. Plecăm spre plajă, GBR și către insula Water Blue. Acum 3 ani îi spunea Island Blue, acum îi spune Water Blue. Iahturi. Asta cu iahturile și cu promenada Marina este imensă. Multe picioare rupte. Se merge foarte mult. În filmările de acum 3 ani le găsiți pe YouTube. Promenada seara, noaptea. Iahturi, șmecherie. Aici cred că este și ăsta, Bus Station Water, a? Aici am înțeles că s-a făcut stația care duce în Al Gudaiba și în Deira și în alte locuri. O fi, dar am înțeles că e ceva nou acum, dar nu știu care fi. Iartin Club, nu mă interesează. Nu cred că